Bun găsit, sunt Adrian Boioglu. Stăm astăzi de vorbă cu un domn primar care a demonstrat în niște ani că se pot face proiecte și în comunitățile care sunt ceva mai departe de Constanța, nu chiar aproape de oraș, și proiecte importante pentru comunitate. Mai mult decât atât, este vorba despre un primar care a demonstrat că o activitate în administrația publică locală înseamnă și Constanță, păstrarea aceluiași partid, dar înseamnă și dedicarea timpului său personal pentru problemele comunității. Bun venit, domnule primar Gheorghe Grameni. Bine ați venit la Constanța News. Bine v-am găsit. Domnule primar Mihai Viteazu, o localitate care în ultimii ani s-a dezvoltat. Aveți un... când vă puneți un proiect în minte, îl și faceți. Vorbeam înainte de emisiune despre proiectele pe care le-ați făcut și îmi povesteați și mi-ați mărturisit faptul că atunci când aveți un proiect, îl duceți la bun sfârșit. Sunt proiecte care au fost pe hârtie și iată acum le vedem realizate. Care e proiectul de care sunteți cel mai mândru în acești ani? Eu vreau să vă spun de la capul locului ce m-a făcut să candidez. În primul rând. Aveți 20 de ani de administrație. Sigur că da. În anul 2000, când am candidat pentru prima dată, vă spun sincer, nici în visele mele, cele mai frumoase, nu aveam gând să candidez la primărie. Dar, văzând ce se întâmplă la mine în localitate, eu locuiesc în satul Sinoie, nu plec la Constanța, am băieții la Constanța, fiica mea la Constanța, eu nu am dormit o noapte, eu stau în satul Sinoie, comuna Mihai Viteazu. Încă de la bun început, în satul Sinoie, căminul era dărâmat în stradă. Fosta școală veche, dărâmată în stradă. Fosta primărie, că satul Sinoie a fost primărie, dărâmat molozul în stradă, tot drumul județean jumate și drumul spre Grindul Lupilor era jumate ocupat de moluz. Și acest lucru m-a făcut să candidez. Cetățenii din sat care au acum în jur de 25-26 de ani pot fi foarte frumos manipulați în alegerile care urmează. De ce? Vreau să vă întreb asta. Dânsii nu știu ce era atunci, că nu aveam cămin, era numai zidurile, că școala nu avea grup sanitar în școală, că nu avea gard, nici garduri la școală, păștea animalele în curtea școlii, că nu avea încălzire centrală, nu avea grădinițe, nici la Sinoie, nici la Mihai Viteazu. La Mihai Viteazu primăria era pe sfert cât este acum, s-a construit mai mult. Nu aveam grup sanitar în primărie, aveam 3 scânduri în spatele primăriei. Nu aveam un utilaj de la primărie. Iar acum vin unii oameni care n-au făcut nimic pentru această comună, măcar nici pentru ei n-au putut unii să facă, și încep să le povestească la oameni că vezi, Doamne, ce a făcut acest primar? Păi v-am înșirat tot ceea ce am făcut. Și vă vorbiți despre toate acestea. Și nu e atât de... am terminat cu ceea ce am făcut. Am fost printre primele comune care am câștigat proiect SAPART pentru irie drumuri cu tratament dublu bituminos. Atunci era frumos. Toată lumea, vai, nu există acolo, nu există acolo. Dar acum, după 16 ani de zile, s-a deteriorat aceste drumuri. Dar eu nu am dormit. Am demarat în proiecte. Și vă spun că am demarat proiect comun cu Mihai Viteazu și Sinoie împreună pentru rețea de apă și canalizare de acum 10-12 ani. Dar de 2 ori l-am depus, da, să vă spun acum, și mi-a dăunat și culoarea politică, dar și că în Mihai Viteazu există rețea de apă, dar vreau să vă spun că numai rețea de apă nu e această rețea, că conducta este de acum 50 de ani, numai din oțel, și când îi dă drumul la apă, un sfert de oră vine rugină și după aceea vine apă. Dar am făcut apel la Raja de N ori, la fel nu m-am luat în considerație, și aici revin iar tot culoarea politică.
Dar nu mi s-a aprobat acest, revin înapoi, nu mi s-a aprobat acest proiect datorită rețelei acestea de apă care, v-am zis, nu e rețea de apă. E o bătaie de joc. Nu sunteți mulțumit de ea, de cum arată? Nu, nu. Nu știu dacă Raja e mulțumită pe ce încasează. Ce ar mai trebui făcut acolo din punctul ăsta de vedere? O rețea nouă de canalizare, de rețea de apă. Și nu pot să demarez proiect că spune, domnule, aveți rețea de apă. Pentru ce mai faceți proiect? Și atunci am fost nevoit să depun proiect de rețea de apă și canalizare numai pentru Sinoe și mi s-a aprobat imediat. Deja am câștigat finanțarea, am ținut licitația, acum suntem pe proiectul tehnic, cât de curând se termină și proiectul tehnic și dăm drumul la lucrare pe rețea de apă și canalizare, pe Sinoe. Ați adus aminte de cum se întâmplau lucrurile acum 20 de ani și cum se întâmplă acum și ce văd oamenii tineri în special. Cât de greu era la început să faci jos de bani pentru a face proiecte în localitate și cum se întâmplă acum? Este la fel de greu? E mai greu, poate? Toate avizele, tot ce înseamnă o finanțare acum pentru un proiect mare din localitate? Sigur că da. La noi, din ce în ce, în loc să se simplifice lucrurile, se amplifică din ce în ce, se cer mai multe hârtii, mai multe avize, mai te sperie, vă spun sincer, cât se cere. Pe un proiect, ca să-l pornești de la studiu de fezabilitate și până ții licitația, dacă nu vine și încă un șmecher ca să-ți conteste la licitație, să te mai dea și în judecată pe contencios administrativ, mai durează un an. Iar un proiect, ca să faci de la început un proiect de mai mare valoare și până când să începi lucrarea, cel puțin îți trebuie 4 sau 5 ani. Toate aceste proiecte se fac, iată, pe durata unui mandat. Și atunci când vede cineva ce ați făcut, își dă seama ce s-a întâmplat în toți acești ani. Haideți să vorbim în primul rând de partea asta de drumuri. Cum arată drumurile în Mihai Viteazu acum? Mai e de lucru? În Mihai Viteazu, și în localitățile... deja, că n-am început, am terminat totul. În Mihai Viteazu, deja, dacă nu mi s-a aprobat proiectul de rețea de apă și canalizare, automat am depus un proiect deocamdată pe 7 km de asfaltare. Deja semnată finanțarea, am ținut licitația, tot în regulă, așteptăm să-i dea drumul la lucrare. Când sperați să... Bine, iarna cu siguranță nu se poate lucra. Nu. Și atunci, în primăvară, vor începe. La începutul aprilie, 20 aprilie, să înceapă lucrarea. Cine vede lucrul ăsta spune, uite, asfaltează primarul în campanie. Nu se uită că toate chestiile astea durează timp. Un proiect, până faceți jos de finanțare, până faceți jos de, eu știu, toate avizele și așa mai departe, nu se fac peste noapte. Deci nu încep să asfaltezi înaintea alegerilor și ai făcut banii roșii și proiectul cu o săptămână înainte. Ci toate sunt făcute în niște ani. Cât a durat? Pe mine nu mai... A durat ani. Automat ani. Dar problema e, și m-am zis și mă repet, politicul, că depui dosare, mă miră faptul pe mine cum în ultimii 2-3 ani am reușit atâtea proiecte care mi s-au fost aprobate. Și v-am zis, cel cu rețea de apă de canalizare pe Sinoe, care trebuie să înceapă, cel cu asfaltare în Mihai Viteazu, groapă de gunoi de graj la Mihai Viteazu, adică pentru toată comuna, nu numai pentru Mihai Viteazu. Cea cu camere de luat vedeți cu siguranța cetățeanului, se numește proiectul, cu camere de luat vedere în toate intersecțiile. Acum am avut în 26 septembrie, acum profită cei care știți cum se spune proverbul, lupul ceață așteaptă ca să atace, așa și contracandidații acum profită de ocazia că am avut inundații pe 26 septembrie în satul Sinoe, 186 de litri de apă la metru pătrat. Care te pui cu natura, până la urmă nu e vina primarului pentru ce s-a întâmplat. A distrus infrastructura total și profită de ocazia asta. Uitați cum arată. Și sunt și oameni care mă se închidă, dar care sunt oameni corecți și știe ce a fost și știe ce pot să fac eu. Eu consider că nu o să-i asculte pe acești oameni, eu îi numesc mincinoși. Aveți contracandidați în momentul de față?
deocamdată nu și-a scos coarnele decât proverbul care se spune dacă elevul l-ai crescut, după aia atacă profesorul. Am vicele primar care l-am ținut lângă mine 20 de ani și acum vrea să arate și el ce poate, dar nu știu ce să poată, că a avut niște oi, a avut un cioban și nici el n-a fost în stare să-l țină și a vândut oile că nu venea nimeni să angajeze la el. Iar eu cu familia mea avem 30 ceva de angajați, că avem firme de agricultură și avem 30 ceva de angajați și toți sunt mulți. E foarte bine, pentru că oamenii contează, au nevoie de un loc de muncă. Dar vreau să vă spun că nu numai e ceea ce faci. La noi, poporul nostru, în general, și dacă vedeți dumneavoastră și cu mărire de salarii și cu pensii, toți zicem să ne dea. De acord, să ne dea. Nu să muncim pe salarii de mizerie. Dar până la urmă, hai să ne gândim. De unde luăm și ce muncim, ce producem, ca să avem de unde da. Corect. Acest lucru la noi niciodată cetățeanul român, stau de vorbă de multe ori cu cetățenii, nu am auzit unul să spună, da, domne, să ne mărească și salariile, să ne facă. Și chiar și în primărie. Vrem salarii mari. De acord să... Dar trebuie să aveți performanță, să arătați performanță. Sigur că da. Ce facem? Ce am făcut pentru localitate? Îmi reproșez foarte mult până la ora actuală că nu avem rețea de apă prin canalizare, rețea de distribuire a apei prin canalizare, dar de ce îmi reproșez? Nu că nu m-am zbătut eu personal, n-am putut să reușesc datorită faptului și e foarte prost gândit în campania electorală. Toți trebuie să ne luptăm ca să câștige partidul meu. Bineînțeles, nu cu murdării, nu cu fel de laude, cu minciuni, cu promisiuni. Mi-este urât asemenea lucruri. Dar spune omului ce poți să faci și dacă poți să le realizezi aceste treburi ce promiți. Corect. Ați adus aminte de locuri de muncă și vreau să abordăm și un alt subiect. Un lucru care este benefic pentru localitate este acel proiect pentru zone defavorizate. Sunt 2 milioane de euro prin care ați făcut, îi cursați pe oameni așa fel încât îi antrenați să-și găsească un loc de muncă pentru a avea o viață mai bună. Despre ce este vorba? Și acest proiect este unic în județul Constanța, care l-am câștigat, primăria Mihai Viteazu. L-am câștigat una pentru că este sat defavorizat, satul Sinoie, se știe de către toată lumea că la Mihai Viteazu, la Sinoie, a venit N firme ca să construiască un parc eolian. Nu avem voie că suntem în zona strict protejată. La Mihai Viteazu nu poate să construiască un om nu știu ce, că nu-i dă voie, trebuie aviz nu știu unde de la biosfera Delta Dunării. Asta înseamnă zonă defavorizată. Sinoie, vorbesc, mă refer de statul Sinoie. Iar acest proiect e binevenit. Mulți oameni, la început, cum e omul, știm noi de asemenea proiecte, nu știu ce, dar cum a spus dumneavoastră, sunt foarte mulți bani. La ora actuală, multe dintre persoane și-au revenit și au început să participe la cursuri de ospătari, de bucătari, de croitorie, trebuie să cumpere niște utilaje. Mai mult, acest proiect este în colaborare cu dispensarul din sat, școală, primărie și cei care se ocupă de proiect. La dispensarul din Sinoie, vă rog din tot sufletul să veniți, dacă aveți timp, să fiți. Cu siguranță. Prin acest proiect am adus aparatură care nici doctorul nu poate să le dea de cap. Trebuie un doctor... Pentru că e aparatură specialist. Modernă, nu pentru că e veche sau ceva, nu, din potrivă. Modern, chiar mi-a spus, domnule, trebuie să fac niște cursuri ca să
pot să fac, să umblu la aceste aparaturi, la această aparatură. Asta înseamnă că oamenii nu mai trebuie să mai plece la Constanța pentru consultații obișnuite, nu mai au nevoie de asistență medicală, eu știu, de urgență, pentru că se pot adresa medicului de acolo, de la dispensar. Iar ce vreau să fac în continuare, dacă cetățenii consideră că mai am așa au speranță în mine încă un mandat, vreau ca la aceste puncturi de informare, dacă știți dumneavoastră, care s-a făcut pe timpul un Micușor Constantinescu, după 5 ani de zile, deși așa n-au oprit mulți turiști la el să întrebe de zona noastră, câțiva vă doi nenți, a întrebat de Grindul Lupelor, unde i-a informat, am avut doi cetățeni angajați acolo, sunt 5 ani de atunci, după 5 ani spune că puteți să-i schimbăm destinația la această construcție. Eu, ideea mea este că această construcție, am discutat și cu Cogelacu, unde este spital, cum s-ar spune, că acolo au toți doctori specialiști și un altă, să deschid un punct de permanență medicală. Un punct de permanență medicală, să am tot timpul trei de ăștia cadre medicale, asistente. Asistenți specializați, pentru ca un cetățean, când, până să ajungă salvarea cu un alta, să-i dea primul ajutor acolo, la noi, locului. Asta e o chestie foarte bună. Dacă tot vorbim de partea asta de sănătate, atunci când vorbim de sănătate și siguranța cetățeanului este foarte importantă. Și aveți aici un proiect la fel de important pe, cu o valoare destul de mare, vorbim despre 5 milioane, acela cu camerele video de supraveghere. Îmi spuneați înainte de emisiune că este totuși o problemă. Vă doriți ca acestea să fie instalate mai degrabă pe niște stâlpi ai primăriei, nu pe rețeaua actuală. Care e situația acolo? De aceea au și întârziat. Până acum era montate. Că electrica ne-a cerut o taxă foarte mare ca să putem să montăm, ca să ni se dea avizul să montăm pe acești stâlpi lor. Dar nu mi-a convenit că să plătesc în anii, câțiva ani, asta cumpăr camerele de la ei. Și atunci am scris un act adițional către AFIR și să ne aprobem să montăm stâlpii noștri, să montăm pe stâlpii noștri. Asta va crește și costul proiectului în general? O să ne coste, nu costul proiectului, că proiectul sunt pe bani europeni, dar o să venim cu diferența de bani. Un aport din bugetul primăriei. Da. Și odată ce acei stâlpi vor fi instalați, pot fi folosiți doar, vor fi folosiți doar pentru camere sau și pentru alte... Automat, fiind proprietate privată a comunei, se vor folosi orice pentru interesul comunei. Am înțeles. Asta va prelungi cumva și durata? Spuneți că deja ați intrat într-o oarește întârziere din privința asta. Cât va dura până când veți reuși să implementați acest proiect? Deja este proiectul și fiind o aglomerație de proiecte, asta mi s-a spus la FIR aici la Constanța, că fiind o aglomerație mare de proiecte și nu poate să le verifice aici, deja proiectul meu l-a trimis la Brașov. Și am discutat, chiar ieri am discutat și mi s-a spus că cât de curând va fi terminat și trimis înapoi la Constanța și vom da drumul la montare. Asta e o treabă foarte bună. Vreau să mergem așa, cumva să o luăm de jos și să începem cu discuția despre educație. Școli, grădinițe și așa mai departe în comună. Am spus la bun început că la Sinoie și Mihai Viteazu nu era școli, că era niște cabane de la, cum să zic eu, părăsite. Cu WC-uri în curte. WC-ul nu mai vorbesc că era în curte, era înfundate, nici nu puteai să intri în ele. Era distanță de 50-60 de metri în departe de școală. Geamuri de acum 50 de ani, puneai mâna pe încălpături la perete. Teracote fără uși, tot peretele a fumat. Garduri la școli nu exista. Grădinițe nici nu știu, n-aveam nicio grădiniță. Cu siguranță acest nu erau lucru, condiții acest pentru... Acest lucru nu-l cunosc cei de care au acum 20-22 de ani. Că n-au apucat să vadă aceste lucruri. Poate și aduc aminte că n-aveau grădiniță pe lumea și că stăteau acasă. Iar la ora actuală am grădinițe
în special cea de la Mihai Viteazu, pot să concurez cu orice grădiniță din orice, și un oraș. Câți copii aveți în localitate? Aici m-ați atacat la un punct foarte sensibil, să știți. De multe ori am venit și la inspectoratul școlar, și la Consiliul Județean, și la prefectură am făcut cunoscut. Comuna Mihai Viteazu este una dintre multe comuni, cred că în județul Constanța, nu știu dacă există undeva pe la Dobromir, la 3800 de locuitori, am 700 de copii la școală. Asta e bine, generația, da. E bine că, păi generația, că aveți comuna tinerită. Gândiți-vă dumneavoastră, la Sinoie, am 1830 sau nu știu cât de locuitori, cifra fixă nu pot să pun acum, că nu ne-am scris ca să fiu cu lecția chiar așa învățată, am 286 de copii la școală. Au viitor, dacă reușiți viitor să-i păstrați aici. Viitor au și condiții au. Am zis, oricând puteți să veniți să vedeți ce condiții au la școală. Mai sunt WC-uri în curte acum? Grupul sanitar, interior, încălzire centrală, și eu aduc lemnele din primăvară, din mai, întotdeauna ca să fie uscate, nu să ne afumăm cu lemne verzi și un altă, că încălzirea se face prin combustibil solid. Toate chestiile astea contează, contribuie la un act de educație modern și făcut așa cum trebuie. Până la aceste lucruri care le-am povestit până acum, arată extrem de bine, nu că mă lau de frumos și pot să vină oricine să verifice. Problema mai gravă, care am făcut de atâtea ori cunoscut. Dom'le, la atâți elevi, dați-ne și nou la Mihai Viteazu un arzofocul de politică, vă spun sincer. Dați-mi un microbus cu 36 de locuri. Cam unul are 14 ani, vai de capul lui. Unul cu 12 locuri. Eu pentru elevii care îmi duc la, că am avut liceu, acum s-a transformat în școală profesională. Că avem copii mulți, numai de acolo, din sat, nu, din comună, nu din altă parte. Să-mi dau, de exemplu, dimineața, ca să-i aduc pe elevi de la cei de la școala profesională, de la Sinoie până la Micaia, trebuie să fac 3 curse. 3 curse costă. Nu? Benzină, nu știu ce, un alt. De ce să nu am un microbus mai mare? Că distanța e mică. Da, e 5 km, de acord. Dar făcând-o de 3 curse, e 30 km. Și probleme ca asta când plouă, când e frig, când e zăpadă afară. Nu, nu i-am lăsat. Pentru școli, vă spun sincer, întotdeauna mi-am dat sufletul. Și asta doar cel mai nenorocit om care poate să vorbească prostii, că nu avem școli. Vă spun, ce mă doare cel mai mult, și eu că stau acolo, și în satul Sinoie, că apa e sălcie, fiind zonă de baltă, și îmi reproșez că n-am reușit, rețeaua de apă. Atât în rest ce ține de școli, de drumuri, nu-mi reproșez nimic, că am avut cele mai frumoase drumuri, că acum s-au stricat, în special la Sinoie, știe toată lumea, datorită inundațiilor care au fost, dar și la Mihai Viteazu arată pinișor, nu zic 100%, bine de tot, dar avem proiecte care cât de curând le vom da drumul. Cum e răivoitori spun, păi vezi că l-a făcut asfalt, vezi că l-a făcut așa, la noi nu s-a făcut, mă vedeți că primarul n-a făcut. Eu vreau să-i întreb pe dânsii dacă ei acasă, dacă un vecin a făcut casă în vilă, poate să facă și el la două zile imediat. Cu siguranță nu peste noapte. Eu la bugetul pe care l-am în comuna Mihai Viteazu, dacă vor să înțeleagă cetățenii, am făcut prea multe. Că fiind și în opoziție, vreau să vă spun, chiar și ieri, domnul președinte al Consiliului Județean s-a întâlnit cu organizația de acolo și a vorbit niște minciuni mai mari ca dânsul. Ce anume? Că vezi, Doamne, i-am dat bani la Mihai Viteazu mulți și n-a știut ce să facă cu ei. Eu vreau să-i spun lui domnul președinte să nu mai mintă că nu e copil de școală,
E un om serios, destul de serios, care a fost ales și din vot 300 de voturi de la Mihai Viteazul și i-am spus-o verbal, direct i-am spus-o, că a venit la inundații foarte frumos, a apărut pe televizor, m-am dus, am făcut, am luat măsuri, atât, a doua zi n-a adus nicio sticlă de apă. Și mai mult, la rectificarea de buget care a făcut-o guvernul care a căzut al PSD-ului, a dat la comuni, și dau și nume, comuna Valu Traian, cu un buget de 100% sau de 200% mai mare ca la Mihai Viteazu, 1.100.000 de lei, adică bani noi. Dar e tot liberal ca dumneavoastră. Nu contează ce e. Dar i-a dat, nu contează că e liberal sau că e PSD-ist. Și atunci de ce credeți că sunt diferite? Când e vorba că trebuie să facem ceva pentru țară și pentru locuitori, nu mai ținem cont de culoarea politică. De culoarea politică. Și lui Mihai Viteazu i-a dat, știind că sunt și inundațiile, i-a dat 120.000 de lei. Și în tot toți acești 4 ani, să spună dânsul dacă mi-a dat mai mult de 200.000 de lei. Limităm și pe domnul Marius Horia Țuțoianu, președintele Consiliului Județean, să vină aici în studioul Constanța News și să vorbească despre aceste lucruri, evident cu argumente, dacă are și un răspuns pentru domnul și primar. Dacă se poate, eu o să fiu față în față cu dânsul. Dacă a dat ceva pentru comuna Mihai Viteazu. Și să nu mai mintă în campanie cu acest lucru, dacă vrea să câștige alegerile în Mihai Viteazu, nu va câștiga niciodată cu minciunile. Apropo de campanie, mergeți mai departe? Candidați pentru un nou mandat? Automat o să merg mai departe, vă spun sincer, la vârsta care o am, nu mai candidam. Dar la proiectele care le-am în derulare, o să vină un fraier care abar nu știe ce înseamnă administrație, și să se laude cu munca mea. De pentru acest motiv, voi candida în continuare. Mergeți cu același partid mai departe? Sunteți mulțumit de liberal? Automat, v-am spus-o de la bun început. Eu m-am însurat odată cu o femeie și dacă am văzut altă femeie mai frumoasă, nu pot să plec după aia și să-mi las femeia mea care îmi trăiesc cu ea de ani de zile. Deci la fel și în familie și în politică. Așa e și în politică. De aia suntem unde suntem. Și vreau ca să se dea o lege și parlamentarii să nu poate pleca, să plece de la un partid la altul cât timp. Atunci ce mai discutăm de doctrina unui partid și altuia? Că cum s-a dat la ciolan, fugim la partidul ăla. Dacă mi-a arătat un ciolan, fugim la partidul celălalt. Nu mai e democrație. Haideți să vă întreb ceva, pentru că ne-ați spus că veți candida din nou. Pentru un viitor mandat al noastră, care ar fi un proiect de suflet? Ce, nu vreau să faceți promisiuni neapărat, ci un proiect pe care vreți dumneavoastră din tot sufletul să realizați în mandatul următor. Sau două, dacă în mandatul următor vreau să realizez apa în Mihai Viteazu și Sinoie. Sinoie deja e realizată, cât de curând am dat drumul, deja am depus și proiectul, l-am lucrat de urgență, studiul de fezabilitate, și pentru asfaltarea drumurilor din Sinoia. Iar în Mihai Viteazu, fiindcă nu mi s-a aprobat acel proiect pentru rețea de apă și canalizare, că avem rețea de apă, și mă repet din nou, acea rețea nu e rețea, să spună și domnul de la Raja, domnul Stroie, să vină dânsul dacă poate să bea apă din apa aceea, dar din casări se fac. Încasări pe cât plătește omul metru cu de apă la nu, Viteazu? Nu m-a interesat cât plătește Raja. Dumneavoastră cred că știți mai bine care sunt prețurile la Raja. În jur de 6 lei metru cub. Deci nu e... Nu e mare că prețul să-ți vină apa, dar să-ți vină apă. Nu mizerie. Să ai apă, nu mizerie. Și asta o veți face tot prin Raja cu ajutorul lor sau o veți face pe cont propriu? Automat ar trebui Raja să ia măsuri. Deja, acea rețea de apă este la ei, nu e la primărie. E în administrarea lor. Când ați mers la domnul Stroie sau la altcineva de la Raja, ce v-au spus? Am fost de, nu odată, de multe ori. Domnul Stroie a zis, da, am luat-o în calcul și Mihai Viteazu, dar după 2020 și nu știu cât. Deci adică, nu m-a dat un răspuns. După alegeri, da. Dacă va veni, chiar nu mi-a spus că dacă ar veni un primar PSD, o să facem.
Nu atâta nu mi-a spus. Puteți dar mi s-a spus, dar mi s-a spus, nu direct de el, prin trimișii lor, măi, dacă vii la noi la PSD, imediat te dăm drumul la rețeaua de apă la Mihai Viteazul. Puteți să ocoliți cumva, să nu faceți curaj, să faceți prin fonduri proprii, fonduri europene, nu, sau pe alte prin fonduri europene e cel mai sfânt. Bani care nu sunt rambursabile, adică să-i dai înapoi. Dar problema e, nu aprobă. Am proiect, pot să vină oricine să vină să verifice. Te-am proiectul și l-am actualizat la prețurile după 3 ani de zile. L-am actualizat, tot nu mi l-a permis. Acolo e o problemă legată de sursa de apă sau mai degrabă de, eu știu, rețeaua de conducte? De unde vine acea apă? Sursa de apă, nu. Sursa de apă la ora actuală, unde sunt puțurile, vai de capul lor. Să săpi la 25 de metri în mijlocul satului să ai puț? Imposibil așa ceva. Avem apă bună la Mihai Viteazu, dar chiar dincolo, când am demarat acest proiect, dincolo de satul Mihai Viteazu, unde nu sunt aproape, să zic eu, un PECO, care poziția de unde vine apa, să fie alte surse de mizerie, de agunoaie, de una alta. 3 puțuri stabilise și făcusem proiectul comun împreună Mihai Viteazu cu Sinoie. Dar nu se mi s-a aprobat. Și atunci am fost nevoit să rup în două proiectul și să-l fac pentru Sinoie și mi s-a aprobat. Așa cum l-am uitat. Dar acest lucru se întâmplă de 6-7 ani. Nu vorbe care le vorbesc aici în fața dumneavoastră. Verificat. Absolut. Să se vadă hârtie. Așa cum l-am invitat pe domnul Țuțuianu, îi lansăm invitații și domnului Stroie să vină să discutăm despre aceste localități, cum sunt și altele, la fel cum e și Mihai Viteazu, care sunt într-o astfel de situație în județul Constanța și unde ar trebui făcute lucruri pentru oameni care să nu țină cont de culoarea politică, așa cum spuneați, pentru că apa trebuie să fie apă pentru toată lumea. Pe prim plan apa. Poate mulți zic că stai, dar 20 de ani. Da, m-am luptat din bugetul meu. Nici în 30 de ani nu pot să fac o asemenea lucrare. Să aduc rețeaua de apă. Cât ar ajunge? Cât ar costa rețeaua de apă acolo? Rețeaua de apă la Mihai Viteazu și Sinoie din proiectul vechi, care era comun cu Sinoie, ajungea la vreo 3 milioane de euro. 3 milioane de euro. Da. Care ar fi bugetul pe un an al primăriei Mihai Viteazu? Bugetul Mihai Viteazu este la ora actuală de 2 milioane de lei. 2 milioane de lei și un proiect de genul ăsta ar fi 3 milioane de euro. Deci asta înseamnă 12 de 6 ori mai mult ar costa. Deci bugetul pe 12 ani, nu, pe 6 ani, dacă ar fi 2 milioane, bugetul pe 6 ani al comunei, asta înseamnă să nu mai faceți drumuri, să nu mai plătiți facturi, să nu mai plătiți lumina, eu știu, stradală, să nu mai faceți școli și așa mai departe timp de 6 ani, să nu mai plătiți angajați, asistență socială și așa mai departe, să băgați pe toți numai în rețeaua de apă și canalizare. Dar e imposibil să faceți. Mi-ați ridicat o minge la fileu, discutăm și de iluminatul public. Când am venit eu primar în 2000, avea două becuri în centrul la Sinoie și vreo 10 în Mihai Viteazu. La ora actuală, Mihai Viteazu are orice stâlp montat și orice strădută, locuri de strădută, am pus iluminatul cu aceste lămpi cu LED-uri economice, e terminat și de săptămâna viitoare semnez contractul să-i dau drumul și pe satul Sinoie. Deci de la 12 becuri, 12 lămpi, câte aveți acum? Mihai Viteazu am 529 și în Sinoie acum vom monta 420. Cu siguranță mult mai multe decât erau înainte. Sigur, da. Și asta se traduce până la urmă în siguranța oamenilor. Nu știu, o să vin acum și cu fel de fel. Uite că n-a făcut, că n-a adres. Și omul la un moment dat, nu toată lumea, dar înghit și minciunile. Și vreau să vă spun că nu dorm, că nu fac numai pentru cetățeni, în primul rând fac și pentru mine, când sunt locuitorul satului Sinoie. Deja am discutat, avem discuții, vineri avem o întâlnire pentru ca să demarăm cu Romgazul, nu Romgazul, cu... Am zis bine, parcă Romgazul, ca să cele, corbul deja este proiectul făcut,
să cere Istria și Mihai Viteazu să demarăm un studiu de rezabilitate, un proiect comun pentru că să aducem gaze. La ce distanță e rețeaua de gaze? Să plecăm de la Corbu, de la Năvodari, să plecăm pe linia Năcorbu, Săcele, Istria până la Mihai Viteazu. N-aș fi o lucrare de... Bine, e o lucrare care cere o grămadă de bani până la urmă. Și atunci vă vreți să-l faceți tot așa pe fonduri europene sau de unde să vină finanțarea? Automat. Am înțeles că este o lege națională, este interes național pentru ca conducta dintre sate Romgazul să monteze cu titlu gratuit, numai noi să avem studiu de vizabilitate pentru comună și să le dăm, adică cereri depuse, câți cetățeni se pot branșa și vor beneficia de această lucrare. E un pas înainte, pentru că oamenii nu mai au nevoie de cărbun, de lemne și așa mai departe. Sigur că da. Păi asta nu înțeleg de ce. De aceea v-am spus, vreau să candidez, că sunt niște proiecte, niște munca mea și o să vină unul acum și o să zic, uite mă, ce n-a făcut ăsta, eu fac în 2-3 ani. Cu proiectele deja scrise și depuse, păi, e mai ușor. Am proiect de depozitare a gunoiului de graj, că fii cum e omul la țară, aruncă pe unde. Dacă îl amendezi, nu mai ești om. Una. În al doilea, amenzele vin tot la primărie, nu poți să le încasezi. Și atunci, când vine, îți vine bugetul, zice, păi mai am de încasat 3 miliarde sau 4. Vine curtea de conturi și le ridică. Vine pune în curcă. Sigur că da. Orice, curtea de conturi nu iartă nimic. Și atunci a fost nevoit și de acest proiect, de grab noi. Suntem două comune care am câștigat acest proiect. Independența și Mihai Viteazu. Cu groapă de gunoi de graj, care va, dacă am câștigat finanțarea, deja am semnat, va fi lucrarea, licitația făcută și lucrarea când se va termina, vă da încărcător, mașină de împrășteat gunoi, tractor de ăsta, vă 3-4 utilaje, ca să zic. O vidanjă, probabil, da, și așa mai departe. Acest gunoi vom fixa, sau va fixa cine va fi primar, dacă nu voi fi eu, o taxă prin hotărârea Consiliului de la fiecare cetățean care are animale, să îi luăm de acolo la tonă sau cum va fixa prețul, să fie depozitat acolo. El automat acolo intră în putrefacție și prioritate o să aibă cetățenii care îl aduc acest gunoi acolo, de unde l-am luat. Dacă ei refuză, atunci automat și pentru unii și pentru alții vom fixa alt preț prin hotărâri de Consiliu și oricine dintre agricultori să vină câte tone vrei, 500 de tone. Și agricultura va fi ecologică și acest gunoi nu se va arunca la voia întâmplării și va fi împrăștiat pe terenul real. Nu vreau să terminăm discuția de astăzi înainte să vă mai întreb ceva. Spuneți că aveți școli, aveți proiecte realizate pentru oamenii ăștia. Oamenii cu siguranță văd toate aceste lucruri și își dau seama că nu se fac peste noapte. Totuși, toate proiectele astea sunt făcute pentru oameni. Există cumva un proiect, există... Eu știu, dacă tot a spus că sunteți într-o zonă protejată, de a aduce cumva mai mulți turiști în zonă, de a promova cumva astfel localitatea în afară, în așa fel încât să ridicați cumva nivelul de trai și pe această cale? Da. Avem și am insistat și de multe ori trebuie multe aprobări și problema este că fiind în zonă strict protejată, e mai nasol. Dacă reușim să aducem curent în grindul lupilor, vă spun sincer că o să fie o zonă de turism excepțională și vom avea foarte mult. De ce? Fiind foarte multe păsări. E lacul Sinoi, se poate face plaje. Orice. Chiar vin acum, vin nemți care le place să fotografieze păsările. Doarme chiar acolo, pe lacul Sinoie, la cort. Da, să zic, e păcat să nu fie mai bine promovată zona asta. E o zonă foarte sălbatică. Și are de toate. De toate.
Avem pelican, avem gâscă, avem rață, avem de avem, avem orice. E delta noastră a Dunării din județul Constanța, nu da, din Tulcea. Sigur că da, sigur da. Vă spun eu, pe grindul lupului ați intrat vreodată? Am fost, dar numai cu niște ani. N-am mai... Păi de la grind, dacă veniți în mai, de la canalul 2 și până la canalul 5 în grind, veniți în mai să vedeți cum zboară fazanii și vedeți și alte păsări și un alta, zici că ești undeva... Nu se discută ce cât de frumos e, dar primul rând trebuie să aduci condiții. Trebuie să aduci primul rând și primul curentul, apă, dar vorbim, dar fonduri pentru așa ceva nu e greu, e greu cu e foarte greu. E foarte greu. Și încă o parte proastă e că ce ține până la intrarea în grind, am încercat să-l reparăm drumul acela, e drum comunal de multe ori, dar de acolo încolo nu ne lasă că să tot așa e zona protejată. Să, cum este sălbatic. Așa. Poate că e mai bine așa, trebuie să păstrați cumva balanța asta între natură și drumuri asfaltate. Oamenii poate să mai meargă și pe jos, să mai meargă cu o bicicletă, de ce nu, și așa mai departe. Așa e, dar mari domni nu ne convine. E greu. E greu să vii de la oraș și să te duci prin noroaie, probabil. Mari domni nu ne convine. Și că mi-ați mai adus aminte de școală. Domnilor, am făcut cunoscut peste tot. Bugetul meu e foarte mic. Vă dați seama, am în satul Sinoie 60% rom. Oamenii au o situație precară. Și Mihai Videanu sunt prea străluciți. Nu am niște firme puternice ca să-mi vină impozite. Am acceptat și am construit, am reușit un parc eolian de vreo 50 ceva de eoliene. Vă 13 eoliene sunt o firmă, niște nemți, care sunt foarte conștienți și vin și plătesc impozit. Am niște spanioli, de 5 ani mă lupt cu ei, dar și noi nu avem niște legi clare. Tocmai acum au dat în codul fiscal că, într-adevăr, acești stâlpi se numesc clădiri și sunt impozitabile. Dar tot a lăsat un ce. Nu a spus în codul fiscal că, vezi, Doamne, și fundația stâlpului unde se ține stâlpul este impozitabilă. Au lăsat acest ce și vine firma respectivă, că n-am putut să văd acest, sunt spanioli, care zice, da, domnule, plătesc numai stâlpul, un cod fiscal nu spune și de fundație. Domnule, dumneata plătești chirie la o casă? Da. Când o plătești, valoarea casei îți scade temelia? Se plătește cu tot. E logic. Se o plătește cu temelie cu tot, nu? Atunci cum stâlpul ăsta stă în aer? Dăm valoarea la stâlp și fundație și asta. Nu. Și ne judecăm. Și cum sunt procesele noi, durează ani și ani și ani și ani de zile. Asta e proastă. La, vorbesc de, acum m-am legat de eoliene. A doua parte proastă care e la mine, care e, mulți pe margine zice, a, n-a făcut. Dar nu le văd care sunt probleme, mezul problemelor în comună. Eu la ora actuală am reușit să aduc, am 50 de profesori. Toți din Constanța și din Năvodari. Acești profesori le plătesc transportul. Toți sunt profesori calificați. De ce vin? Că le plătesc transportul. Altfel n-ar mai veni. S-ar duce în alte părți. Sigur, automat. Că nu i-ar conveni să vină de la Constanța la 50 de kilometri și să scoale din dimineață de la 5 ca să poată să apuce autobuzul, ca să poată să ajungă la la școală. În fiecare lună plătesc aproape 10.000 de lei numai transportul la profesor. Am făcut cunoscut în toate direcțiile. Putere nu am de la primărie să pun un microbuz de 35-40 de locuri să pot să-i aduc eu și să-i iau eu. Că ar fi mult mai ieftin. Am făcut cunoscut pe la inspectorat. Ce v-au răspuns? Iar spun asta? Politica, aveți microbuze de 12 locuri.
și unul are 14. Eu zic să nu vă pare rău, pentru că toate astea înseamnă investiție în educație și copiii ăia poate nu s-ar forma și n-ar mai învăța cu drag dacă n-ar avea profesor bun, vai, dacă n-ar avea învățători. Dacă îmi părea rău, dragul meu, nu mă duceam să fac treaba aceasta, să plătesc. E foarte bine. Nu, păi fac totuși pentru acești copii. Poate că oamenii atunci când nu vor mai avea profesori buni, atunci își vor da seama cât de mult au de pierdut din cauza faptului că nu v-ați implicat și n-ați făcut treaba asta. Păi da, și când fiind profesori necalificați, nu au un interes. El a terminat un liceu, vrea un serviciu. Vine un an la repartizat aici, la anul poate repartizează în altă parte, dar acești ce foarte mulți au catedra lor aici, asta permanentă, la Mihai Viteazu. Și atunci vin și m-am spus, vin, mi-au spus în față că la Mihai Viteazu se plătește transport. Nu toate comunile. Că prin lege nu suntem obligați să plătim acestea. Că dacă ne-ar veni bani din bugetul de la stat expre pentru plata profesorilor, atunci nici n-ai voie să te deranjezi, să umble la ei. Automat trebuie să plătești transportul. Dar nu, din bugetul primăriei. Și altă prostie care s-a făcut. Eu când am venit la primărie, școlile era în administrarea inspectorului școlar. Acum sunt la primărie. Era distruse total. Și să-mi spună oricine ar vrea care mă va să audă și să se citească despre ceea ce spun acum, era grajduri, nu școli. Iar când le-am făcut și aveam curaj să o concurez și acum încă să mențin, să concurez cu orice școală din Constanța, s-au dat din nou în administrare la inspectoratul școlar. Vor ajunge pe într-un an, doi să... S-au dat la inspectoratul școlar. De acord. Dar pe tot pe noi primăriile se ia de noi. De ce n-a făcut primarul aia? De ce n-a făcut primarul aia? Și atunci ce se plătește inspectoratul școlar de transportul profesorilor? Cât timp le-ai în administrare dumneata? Te ocupi de toți. Tot primăria. Dar face primarul săracul că e ales al oamenilor. Dar nu poate să le facă pe toate. Depinde de bugetul care îl are. Oamenii care ne-au urmărit astăzi vor vedea dar toate aceste lucruri. Cu toate acestea, la Sinoi stau bine. Proiectul care l-a făcut școala, a fost făcut școala Sinoi acum 60-70 de ani când s-a făcut. Felicit acel proiectant, o școală jos pălăria, proiectată ca lumea, cu săli mari, cu alta. Școala din Mihai Viteazu, e 16 metri pătrați să ții 20 de elevi într-o sală de clasă. E de vai de capre. Și atunci am fost nevoit, că n-am spus-o până acum, că până să terminăm mai de spus, am demarat un proiect pentru o construcție, o școală nouă, cu 6 săli de clasă. În Mihai Viteazu asta. În Mihai Viteazu, care sper, nu 100%, dar 99,9%, sper ca la 1 septembrie să putem să intrăm în ea. Asta înseamnă că aveți deja finanțare pentru ea? Nu finanțare. Este, s-a turnat și placa la etaj. A, înseamnă că sunteți avansați cu primul etajul și acoperișul. Am ajuns, geamurile am pus, începem finisarea. Un lucru foarte bun. Și din nou ne întoarcem la educație, educație de la care pornește totul. De mic copil trebuie să-i ajutăm pe cei mici să crească și pe aceia să facă lucruri bune în comună și nu să aducă aminte și peste 20 de ani de noastră cum ați fost 20 de ani primar și ați făcut. Cum mi-a spus numele dumneavoastră când nu am ținut? Adrian Boioglu. Domnul Boioglu, am auzit de numele dumneavoastră. Domnul Boioglu, dumneavoastră știți că eu am fost în familie 7 copii? Cum erau condițiile pe vremea aia la școală? Eu am păscut vaca până la 13 ani cu picioarele goale. Și îmi pare foarte rău cu toate acestea, dintre toți 7, acum să nu mi-au luat în formă de laudă, mi-a spus directorul școlii, a venit la tata și i-a spus: băi, nea Dumitre, știu că n-ai putere, dar e păcat ăsta să nu-l dai la școală. Eu am vrut să mă duc la liceu, iar tata a zis nu la meserie. Cum era omul, meseria e brățare de aur, să mă trimită la meserie. Am acceptat voia lui tata.
Am vândut unul din porci, că aveam doi porci, că eram familie mare, m-am îmbrăcat, m-am dus prin mina Altântepe, dacă ați auzit de ea, așa, am dat examen la Gura Barza, la Deva, Deva, Hunedoara, Hunedoara, Gura Barza. Am dat examen, am reușit, am venit acasă, a venit 15 septembrie, m-am dus la școală și când am început să ne pună să facem practică în mină, m-am urcat în tren și am plecat acasă. Și le spun la copii acum la școală de multe ori și fac întâlniri că educația din sistemul comunist la școli nu mai va exista, că copiii au înțeles democrația asta foarte greșit. Și în primul rând, telefoanele în clasă, la școală. Eu nu știu ce caută un elev cu telefonul în clasă. Siguranță n-are nevoie. N-are nevoie. Strică totul. Și mă fac mii de întâlniri, revin și mă spun, mii de întâlniri, care urii, un alta, că se întâmplă. Copii, că proverbul care spune copil cu minte și babă frumoasă, n-ai să vezi. Și le spun, băi copii, măi voi nu învățați pentru profesorul cu tare sau un alta, învățați pentru voi. El vine aici, că și-a un salariu și are obligația să vă predea. Dar interesul e al vostru, mă. Și la ora actuală, cum este democrația, fiind granițele libere, dacă nu veți în primul să cunoști o limbă, două, nu mai ești om. Pleci în afară, dar nu poți să te descurci. Nu poți să vorbești. Și vă rog frumos, eu am trecut prin acestea. Și îmi pare foarte rău acum că nu am reușit și eu să fac o școală. Am făcut, după 18 ani, am făcut școala de șofer profesionist, am lucrat ca șofer profesionist. După ăsta, 82, mi-am făcut animalele mele. Și nu mi-e rușine să mă ascund de nimeni. Să spun că, chiar așa îmi spunea în 2000 când am candidat, veneticul ăsta, că eu sunt din Stejarul de Tulcea și sunt venit din 91 la Mihai Viteazul. Veneticul ăsta, ciobanul ăsta, să-l punem primar. Dar ca să ții 500 de oi pe timpul lui Ceaușescu, nu e foarte ușor. Văzând realizările mele, văzând că nu merg oile, că ne-a Petrică Roman a închis toate fabricile de lână și a vrut să aducă lână din Australia, putredă de aia de ani de zile, care au ținut oia și ne-au împins-o nouă, și păi eram falimentar cu oile. Noroc cu arabii noștri care au venit aici, le-am vândut și vă spun sincer, am luat agricultura din zbor, care n-am lucrat niciodată agricultor, nici ca manipulant. Sunt Carla Saci sau Sucat. Am luat agricultura din zbor. Prima dată am luat 25 de hectare, că mi-a dat un prieten, să mă folosesc de ele să scot nutrez pentru oi. Și cu acele 25, când au venit Partidul Național Liberal să mă pună să candidez în 2000, aveam 600 de hectare, 12 tractoare românești, 3 camioane Raba și 2 combini românești. Nu am venit la primărie să mă îmbogățesc. Și vreau să-i spun aviz la vicele primar al meu care vrea să candideze, are un cal. Dacă poate cu acel cal să ajute comuna, îl felicit și să devină primar. Domnule primar, vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Mult succes pe mai departe și vreau să ne reîntâlnim poate înainte de alegeri, poate, eu știu, chiar și mai devreme și să-mi spuneți, uite, am dat drumul și la proiectul ăsta și la ăsta, treaba merge mai departe, oamenii încep să fie mulțumiți. Da, înainte de alegeri, chiar, dacă reușesc să dau drumul la școală, am dat, să-i dau drumul la asfaltarea din Sinoie, din Mihai Viteazu, cel de la Sinoie cu rețeaua de apă și canalizare și cu camerele. Aceste trebuia și urgentate. Dar pe undeva am simțit și o barieră. Dar mă lupt. V-am spus, într-o lună de zile am reușit să fac studiu de vizibilitate pentru drumurile din Sinoie. Deja l-am depus la București. Acolo se vede mâna de gospodar, cum l-am se zice. L-am depus și sper
ca până să termine rețeaua de apă, să încep asfaltarea pe Sinoie. Aceasta trebuie să înțeleagă oamenii de la Sinoie, de aceea mai vreau să candidez un mandat. Să văd că și noi avem asfaltări, avem rețea de apă, avem toate. Și după aceea să vină altul să facă și el că poate. Mulțumim mult pentru prezența la emisiune, doamnelor și domnilor. Ați văzut, se poate și la Mihai Viteazu, mai cu piedici, mai cu probleme, chiar și natura îți poate pune probleme, chiar și instituțiile statului, fie că e vorba de o subfinanțare, când e vorba de Consiliul Județean, așa cum spunea domnul primar, sau alte instituții ale statului care se ocupă de rețeaua de apă sau canalizare. Toate acestea pot fi realizate dacă ai o mână de gospodar, dacă ai oameni implicați, dacă ai o echipă care te poate ajuta și mai ales dacă există voință. Vă rog! Da. În ultimii 4 ani nu am realizat foarte multe lucruri, proiecte am făcut, dar foarte multe lucruri mai mici care se puteau realiza direct din bugetul primăriei, că cetățeanul nu știe că alege un consiliu local. Foarte mulți vin și zice, domne, dăm votul de consilier mie. Nu contează pe cine votez primar. Și cât timp, vreau să spun cu toate că sunt liderar, greșit, cum a spus domnul Iohannis, vreau guvernul meu. Nu! Dacă n-ai un consiliu majoritar în primărie, că cetățenii nu știu, primarul vine cu 1001 de proiecte de hotărâre, dar dacă consiliu îți spune pedeci și nu votează, primarul nu poate să facă nimic. Și de aceea, în acești ani, 4 ani, ultimii 4 ani, am avut un consiliu cam înflorat din mai multe partide și n-am putut multe lucruri să reușesc. Contează mult să aveți un consiliu și oamenii atunci când votează un primar să voteze și partidul din care este, pentru că în felul ăsta consilierii sunt cei care vă ajută. Dacă aveți majoritate simplă, puteți să votați doar o parte dintre proiecte, nu și proiectele de patrimoniu, de buget. Automat cât timp consilierii nu iai de partea ta, adică să mergi pe același gând, pe aceeași idee, ce trebuie să faci în localitate, o să fie doi de la alt partid, și automat acestea se unesc să nu poată să facă nimic primarul, ca să avem ce să-i reproșăm la lege. Mulțumesc mult! Doamnelor și domnilor, așa cum vă spuneam, contează mult să ai o mână de gospodar, să ai oameni care vor să facă și iată să și voteze aceste proiecte. Eu vă mulțumesc că ne-ați urmărit în această zi și vă doresc o zi mai bună!